În fiecare zi, miliarde de oameni accesează Google cu întrebări despre tot felul de lucruri. Uneori chiar cu întrebări despre căutarea Google în sine, cum ar fi modul în care funcționează de fapt acest lucru. Și deși acesta este un subiect despre care au fost scrise cărți întregi, în acest episod canalul Altfel Spus și-a propus să vă explice ceva mai concis mecanismul Google Search. Deci să spunem că se apropie masa de seară și vrei o rețetă pentru lasagne. Aceasta este o căutare standard, dar să mergem puțin mai adânc. De la început, când pagina de pornire arăta astfel, Google a cartografiat în continuu internetul, adică sute de miliarde de pagini, pentru a crea ceva numit index. Gândiți-vă la acest index ca la o bibliotecă uriașă în care căutăm informații despre lasagne sau orice altceva. Acum cuvântul lasagne apare foarte des pe web. Pagini despre istoria lasagne, articole ale oamenilor de știință ale căror nume de familie s-a întâmplat să fie lasagne, sau lucruri pe care alți oameni ar putea să le caute. Dar dacă ție ți-e foame, nu este distractiv să dai click în mod aleatoriu pe milioane de linkuri. Aici intră în joc algoritmii de clasare Google. În primul rând, aceștia încearcă să înțeleagă ceea ce cauți, astfel încât să poată fi de ajutor chiar dacă nu știi exact cuvintele potrivite de folosit sau dacă ortografia ta este greșită. Apoi informațiile trec prin milioane de posibile potriviri în index și se asamblează automat o pagină care încearcă să placeze cele mai relevante informații la începutul paginii pentru ca tu să alegi. Dar de fapt, cum au decis algoritmii ce să ajungă pe prima pagină? Există sute de factori care intră în clasarea rezultatelor căutării. Este posibil să știți deja că paginile care conțin cuvintele pe care le căutați au mult mai multe șanse să ajungă în partea de sus. Asta e simplu, dar și locația acestor cuvinte în pagina sursă, cum ar fi în titlul paginii sau în legenda unei imagini, este un factor important. Clasarea înseamnă mai mult decât niște cuvinte. Când motorul de căutare Google și-a început activitatea, a analizat modul în care paginile erau legate între ele pentru a înțelege mai bine despre ce pagini era vorba și cât de importante și de încredere păreau informațiile. Un alt factor este locația, de unde are loc o căutare. De exemplu, dacă se întâmplă să fii în Ormea, Italia, s-ar putea să cauți informații despre festivalul lor anual de lasagne. Dar dacă te afli undeva prin Canada, probabil că nu asta cauți. De asemenea, este un factor important și data când a fost încărcată o pagină web. Paginile publicate mai recent conțin adesea informații mai exacte, mai ales în cazul unei știri care se dezvoltă rapid. Desigur, nu fiecare site de pe web încearcă să fie de ajutor. La fel ca în cazul apelurilor robotizate de pe telefon sau al spamului din e-mailul tău, există o mulțime de site-uri care există doar pentru înșelătorie și în fiecare zi scrocii încarcă alte milioane de pagini noi. Deci doar pentru că instantvirusdownload.net enumeră cu cuvintele rețetă lasagne de vreo 400 de ori, asta nu înseamnă că te va ajuta să pregătești cina. Google petrece mult timp încercând să rămână cu un pas înaintea unor astfel de trucuri, asigurându-se că algoritmii săi pot recunoaște site-urile dubioase și le pot marca ca atare înainte de a ajunge la rezultatele căutării tale. De miliarde de ori pe zi, ori de câte ori cineva caută lasagne sau metode de scriere a unui rezumat sau cum să înfeși un bebeluș sau orice altceva, software-ul Google localizează toate rezultatele potențial relevante de pe web, elimină tot spamul și le clasează pe baza a sute de factori, cum ar fi cuvinte cheie, link-uri, locație și dată. Ok, un moment de respiro și continuăm. Urmează să aflăm cum se fac schimbări astăzi în algoritmii de căutare și este foarte important. Din 1998, când Google a intrat online, oamenii par să fi găsit rezultatele acestuia destul de utile, dar webul se schimbă mereu și oamenii caută mereu lucruri noi. De fapt, una din fiecare 7 căutări este pentru ceva care nu a fost introdus niciodată în caseta de căutare. Deci Google lucrează în continuu la actualizări ale căutării de ordinul miilor în fiecare an, ceea ce aduce o mare întrebare. Cum decide dacă o schimbare face căutarea mai utilă? Ei bine, unul dintre modurile în care evaluează potențialele actualizări ale căutării este prin întrebarea unor persoane ca tine. În fiecare zi, mii de evaluatori de calitate analizează rezultatele căutării prin comparație, apoi oferă feedback despre relevanța și fiabilitatea informațiilor. Pentru a se asigura că aceste evaluări sunt coerente, evaluatorii urmează o listă numită îndrumări ale evaluatorului de calitate al căutării. Acesta este ca un ghid public al funcționării motorului de căutare. Și un ultim lucru de reținut. Google folosește răspunsurile de la evaluatori pentru a evalua schimbările, dar acestea nu influențează arbitrar modul în care sunt clasate rezultatele căutării.
căutării. De fiecare dată când faci click pe căutare, algoritmii Google analizează semnificația cuvintelor din căutarea ta, le potrivește cu conținutul de pe web, înțelege ce conținut este cel mai probabil să fie util și de încredere și apoi afișează într-o ordine bine gândită o pagină concepută pentru a-ți oferi informațiile de care ai nevoie. Toate acestea în doar 0,81 de secunde.